Bună dimineața, distinși invitați, parteneri și colegi. Numele meu este Vladislava Martin Sârbu și sunt coordonator de proiect în cadrul Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Dreptului în Moldova. Acest eveniment simbolizează un angajament comun pentru valorile de integritate și transparență, valori esențiale într-un sistem de justiție modern și de încredere pentru toți cetățenii. Vă urez bun venit la evenimentul de lansare al proiectului Promovarea integrității și transparenței pentru un sector de justiție modern, implementat de către Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului cu suportul Guvernului Suediei. Pentru a deschide oficial evenimentul, am onoarea de a invita pe doamna Veronica Mihailov, ministra Justiției. Doamna ministru a demonstrat o dedicație deosebită față de reformele din sectorul justiției, contribuind semnificativ la promovarea transparenței și eficienței. Doamna ministru, vă invităm să luați cuvântul. Bună ziua! Excelența dumneavoastră, doamna ambasadoare a Regatului Suedia în Republica Moldova, doamna Catarina Freid, mulțumată doamna directoare a Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Dreptului, doamna Beagle, mulțumată doamna Martin Sârbu, mulțumați domni și doamne, vreau să mulțumesc mult Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Dreptului pentru invitația de a participa la lansarea proiectului Promovarea Integrității și Transparenței pentru un sector al justiției modern, iar Agenției Guvernamentale a Regatului Suediei pentru alocarea fondurilor necesare pentru implementarea acestui proiect în Republica Moldova. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră bucuria lansării acestui proiect într-o perioadă foarte scurtă de la momentul în care a apărut ideea de a concepe acest proiect și în momentul în care am explorat domeniile în care am avea nevoie de asistență pentru realizarea acțiunilor, planurilor noastre destul de ambițioase. Digitalizarea este o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, iar strategia de transformare digitală pentru 2023-2030 prevede 6 obiective prioritare. Iar sectorul justiției, chiar dacă nu are un obiectiv distinct, se regăsește transversal în această strategie de transformare. La fel, se cunoaște că și Planul Național de Dezvoltare al Guvernului pentru 2024-2027, în obiectivul 8, denumit edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și independent, indică clar că digitalizarea sectorului de justiție este un instrument pentru atingerea obiectivului dat. De asemenea, în acest context, pentru administrarea eficientă, modernă a justiției, o prioritate o constituie și dezvoltarea, eficientizarea continuă a sistemelor informaționale judiciare. Aspirația țării noastre de a deveni țară membră a Uniunii Europene ne ambiționează și mai mult să accelerăm, inclusiv procesele de transformare digitală în domeniul sectorului justiției și respectiv să aliniem legislația și politicile noastre la acquis-ul comunitar. Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru 2022-2025, practic documentul de politici de bază pe care se bazează activitatea Ministerului Justiției, trasează clar necesitatea de a fortifica profesiile conexe sistemului de justiție și setează ca obiectiv distinct asigurarea eficienței și transparenței serviciilor juridice prin transformare digitală. Digitalizarea diferitor procese din sistemul judiciar are un rol important, fiind considerată un instrument de eficientizare a proceselor din sistem, nu doar pentru profesioniștii din sectorul dat, dar și îmbunătățește eficiența sectorului justiției, transparența și accesul la justiție pentru justițiabili. Cred că mai mult decât atât ne schimbă modul de gândire și modul de lucru într-un mod mai operativ și transparent. Îmbunătățirea accesului la justiție prin digitalizarea sistemelor digitale și sporirea serviciilor juridice pentru persoane, din punct de vedere a accesibilității, reprezintă un obiectiv centrat al activității noastre. De aceea, rezultatele pe care ne propunem să le atingem în perioada imediat următoare pe acest sector sunt legate de dezvoltarea arhitecturii instituționale a guvernanței IT în întregul sector de justiție. Ministerul Justiției este interesat să depună mai multe eforturi în ceea ce ține de o centralizare a procesului de digitalizare cuprinzătoare a întregului sector și pentru integrarea cu platformele guvernamentale existente.
de a urmări procesul de asigurare a interoperabilității sistemelor informaționale de sectorul justiției. Și în acest sens mulțumesc mult că în acest proiect se regăsește ceea ce ține de consolidarea guvernanței. Îmbunătățirea accesului la serviciile oferite de instituțiile din sectorul justiției prin crearea sistemelor de solicitare și oferire a serviciilor centrate pe necesitățile persoanelor este un alt obiectiv. Mărirea nivelului de digitalizare în instanțele judecătorești, în vederea sporirii activității personalului administrativ din instanțele de judecată în mod mai eficient, inclusiv de eficientizarea activității judecătorilor și participanților în cadrul țelelor de judecată sau prin intermediul utilizării videoconferințelor, precum și a gestionării cauzelor de judecată, prelucrare electronică a documentelor judiciare, astfel încât să se permită o interacțiune digitală între instanțe de judecată și alte platforme, judecători, profesioniști din sectorul justiției și litiganți. Evaluarea efectuată de Banca Mondială în 2023, care a fost făcută public în februarie 2024, intitulată Transformarea Digitală a Justiției, a identificat necesitatea unei structuri care să găzduiască o guvernanță îmbunătățită a inițiativelor în segmentul dat, o entitate care să poată raționaliza, supraveghea eforturile de transformare digitală în sectorul justiției. Noi am preluat această recomandare și mă bucur să anunț și că recent guvernul a aprobat hotărârea de guvern ce ține de crearea Agenției de Digitalizare în Justiție și Administrare Judiciară prin fuzionarea acelor două subdiviziuni din cadrul Ministerului Justiției, astfel încât să fie una mai consolidată și mai eficientă pe acest segment. Această nouă instituție va asigura dezvoltarea și monitorizarea agendei digitale a justiției și respectiv va spori capacitatea Ministerului Justiției din Moldova de a conduce eforturile în domeniul transformării digitale pe segmentul justiției. Noi cunoaștem foarte bine că suntem implicați de mai mulți ani într-un proces amplu de transformare digitală a serviciilor publice, dar nu tot timpul aceste schimbări sunt corelate și cu cerințele ce țin de sectorul justiției. De aceea am venit cu această importantă inițiativă. Respectiv, suportul care va fi acordat Ministerului Justiției prin intermediul inclusiv al proiectului lansat astăzi pe componenta digitalizării este una foarte prețioasă. Țin să evidențiez și actualitatea că o altă inovație a acestui proiect ține de faptul că va sprijini și Uniunea Administratorilor Autorizați prin crearea sistemului integrat de gestionare a cazurilor de faliment și insolvență, care va facilita activitatea nu doar a administratorilor autorizați, dar va spori și transparența activității administratorilor și accesul la informații de interes public cu privire la procedurile de insolvență. Sigur că interoperabilitatea și interconexiunea cu alte sisteme informaționale din sector va spori calitatea actului de justiție, un proces deloc simplu, dar unul important pentru ca să permitem actorilor în justiție să aibă un acces neîntârziat la toate informațiile necesare pentru înfăptuirea corectă a justiției. Dezvoltarea de platforme digitale de procesare și evaluarea declarațiilor pe venit și a conflictelor de interese a subiectelor supuși declarațiilor, calcularea discrepanțelor dintre veniturile declarate și cele reale va sprijini Autoritatea Națională de Integritate, un alt beneficiar important al acestui proiect și urmărind ca obiectiv de să-și eficientizeze această instituție activitatea în procesul de examinare a declarațiilor pentru a depista neconcordanțele între activele și veniturile declarate și cele reale. De asemenea, modernizarea raportării privind corupția instituțională, incorporarea instrumentelor digitale avansate pentru a simplifica procesele și a îmbunătăți acuratețea și eficiența investigațiilor privind corupția și integritatea este o activitate importantă și pe lista prioritară a Guvernului, Parlamentului și a Președinției și societății pe ansamblu. De aceea salut că acest proiect prevede ca beneficiari și Centrul Național Anticorupție, dar și Institutul Național al Justiției pe segmentul de extindere a obiectelor de formare a profesioniștilor în domeniu.
Cred că prin lansarea acestui proiect se reconfirmă că guvernul, pe lângă reforma de bază, una din reformele de bază ce ține de evaluarea extraordinară a judecătorilor, procurorilor, își concentrează maxim atenție ce ține și de consolidarea mecanismelor existente, ca ele să devină eficiente și de a asigura pe viitor, după finalizarea procesului de vetting, mecanismele de asigurare a integrității actorilor în justiție, dar și de aplicarea răspunderii. Vreau să accentuez și importanța includerii societății civile în calitate de partener și beneficiar al acestui proiect. Implicarea societății civile, a organizațiilor, societății civile, a organizațiilor mass media, cu activități de jurnalism, de investigație, ne-a arătat tuturor în recentele alegeri ce pilon important este și va fi pentru statul nostru într-o consolidare a eforturilor anticorupție. Procesul de implicare a organizațiilor societății civile va contribui la promovarea transparenței, oferindu-ne o perspectivă externă asupra eficacității reformelor și acolo unde este necesar să îmbunătățim și să ne consolidăm eforturile în domeniul reformei justiției, luptei împotriva corupției, care este un angajament nu doar al guvernului, dar și al întregii societăți. În final, vreau să mulțumesc profesionalismului echipei IDLO și partenerilor de dezvoltare care sprijină eforturile țării noastre pe diferite componente ale reformei în domeniul justiției. Sper și doresc foarte mult ca implementarea acestui proiect să fie una în termen și maximal eficientă. În calitatea mea de ministra justiției și din numele echipei ministerului, aveți toată deschiderea și un partener de încredere în implementarea cu succes acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna ministră Mihaela Măraru, pentru viziunea clară și pentru eforturile dumneavoastră de constante în sprijinile în sectorul de reformare a justiției. În continuare, am onoarea de a invita pe excelența sa, doamna Catarina Frid, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova. Suedia este un partener de încredere al Moldovei, iar Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului este recunoscătoare pentru sprijinul și parteneriatul dumneavoastră și oportunitatea oferită în realizarea acestui proiect. Doamna ambasador, vă invit să ne împărtășiți viziunea dumneavoastră. Să încep din nou. Stimată doamnă ministru, stimată conducătoare a IDLO, doamnelor și domnilor, distinși oaspeți, stimați colegi, bună ziua! Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră astăzi aici la CyberCore, la lansarea inițiativei promovarea integrității și transparenței pentru un sector modern al justiției. Acest proiect își propune să consolideze sectorul justiției din Moldova prin creșterea integrității, transparenței și eficienței acesteia, reflectând angajamentul Moldovei față de reformă și călătoria sa spre integrarea în UE. Aspirația Moldovei de a adera la UE este ancorată în valorile noastre comune ale democrației, statului de drept și drepturilor omului. Pe măsură ce Moldova progresează pe calea aderării la statutul de membru a UE, rolul unui sistem de justiție responsabil și transparent nu poate fi supraestimat. Respectarea dreptului de statul de drept, existența unui sistem de justiție transparent și responsabil și combaterea corupției sunt elementele esențiale pentru dezvoltarea Moldovei în sine, dar și fundamentale pentru aderarea sa la Uniunea Europeană. Acest proiect, implement de Organizația Internațională pentru Dreptul Dezvoltării IDLO, cu sprijinul Suediei, urmărește să conecteze instituțiile de justiție din Moldova la un viitor digital, sporind transparența, eficiența și încrederea publică. Obiectivele cheie includ introducerea de soluții digitale pentru a face justiția mai accesibilă și mai eficientă. Asta și prin contribuția la înființarea unui Consiliu Sectorial pentru Digitalizare în cadrul Ministerului Justiției. Așadar, proiectul va permite coordonarea și inovarea eforturilor de transformare digitală, aliind Moldova la standardele digitale ale UE. În mediul geopolitic actual al Moldovei, reziliența împotriva corupției este esențială. Acest proiect își propune să abiliteze Autoritatea Națională de Integritate și Centrul Național Anticorupție cu instrumente digitale pentru a asigura investigații aprofundate și responsabilitate, consolidând astfel și încrederea publică în aceste instituții.
Eforturile acestea vor fi esențiale pentru crearea unei culturi a responsabilității care va sprijini aspirațiile UE ale Moldovei. Un sector al justiției deschis și transparent necesită participarea activă a societății civile. Acest proiect recunoaște că organizațiile societății civile și tinerii sunt cei mai mari aliații Moldovei în lupta împotriva corupției. Prin implicarea tinerilor în eforturile anticorupție și prin sprijinirea inițiativelor societății civile cu resurse și instruire, proiectul va împuternici o nouă generație care va modela viitorul democratic al Moldovei. Forța sistemului de justiție depinde de asemenea de reziliența, competența și integritatea oamenilor săi. Prin extinderea setului de instrumente de formare al Institutului Național al Justiției, acest proiect va permite judecătorilor, procurorilor și altor profesioniști din domeniul justiției să respecte cele mai înalte standarde de etică și transparență. Pe măsură ce Moldova avansează spre aderarea la UE, felicităm guvernul, sectorul justiției și societatea civilă pentru dedicarea continuă față de această călătorie. Acest proiect se aliniază cu agenda de asociere UE-Moldova și sprijină obiectivul Moldovei de a-și alinia pe deplin sectorul justiției la standardele operare. Reformele și progresele digitale realizate prin intermediul proiectului vor servi drept indicatori cruciali ai pregătirii Moldovei pentru o integrare mai profundă cu ea. Suedia și UE vor continua să sprijine Moldova în căutarea unui viitor în cadrul UE, bazat pe valorile noastre comune și pe pilonii fondatori, precum statul de drept. În cele din urmă, vreau să-mi exprim recunoștința sinceră față de Guvernul Moldovean, Ministerul Justiției, IDLO și toți partenerii implicați în realizarea acestui proiect. Împreună, construim un sector al justiției transparent, responsabil și inclusiv care reflectă aspirațiile poporului moldovean și viitorul său european. Vă mulțumim! Doamna ambasador Frid, pentru angajamentul Suediei față de o viziune comună față de reformarea sectorului de justiție în Republica Moldova. Acum am plăcerea de a invita pe doamna Jean Beagle, director general al Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Dreptului. Sub conducerea doamnei Beagle, IDLO este un partener de încredere pentru Moldova în promovarea statului de drept și sprijinul dezvoltării unui sistem de justiție rezilient și eficient. Doamna Beagle, aveți cuvânt. Good morning. Bună dimineața, excelențele voastre, doamna ministru, doamna ambasador, în numele Organizației Internaționale pentru Drept și Dezvoltare, este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră și partenerii noștri din sectorul justiției din Moldova, comunitatea diplomatică și societatea civilă pentru lansarea acestei inițiative importante. Ca singura organizație interguvernamentală globală dedicată exclusiv promovării statului de drept pentru avansarea plăcii și dezvoltării durabile, IDLO a colaborat cu Moldova din 2018 în eforturile de combatere a corupției și de construirea unui sistem de justiție mai puternic. Noi știm că corupția este o provocare esențială pentru menținerea păcii și realizarea dezvoltării durabile pentru toate țările, inclusiv pentru Moldova. Aceasta are un efect coroziv inerent asupra societăților, sporind inegalitatea, subminând încrederea în instituții și alimentând nemulțumirea și insecuritatea. Și sectorul justiției poate juca un rol esențial în combaterea corupției, în colaborare cu restul guvernului și societatea civilă. Partenerii IDLO colaborează cu țări din toate regiunile lumii pentru a preveni, investiga, pune sub urmărire penală și trimite în judecată infracțiunile legate de corupție. Angajamentul nostru acoperă platforme de politică globală, cum ar fi adunarea generală a ONU, G7, G20, OCDE și conferința statelor părți la Convenția ONU împotriva corupției, în cadrul cărora colaborăm pentru a menține lupta anticorupție la un nivel ridicat pe agenda internațională. IDLO este mândră să-și aducă contribuția în progresele semnificative pe care Moldova le-a realizat în reforma sectorului justiție, în special în condiții atât de dificile. În colaborare cu Ministerul Justiției, organisme specializate în mediere și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, am promovat practicile de mediere și arbitraj în Moldova, stabilind centre regionale în Bălți și Cahul, precum și un laborator de mediere la Universitatea de Stat din Moldova. Aceste mecanisme pentru promovarea soluționării alternative a litigiilor în țară și contribuie la diminuarea cazurilor de pe rolul sistemului de justiție. De asemenea, am colaborat cu Biroul Afacerilor Internaționale
în domeniul stupefiantelor și al aplicării lege al Departamentului de Stat al SUA și cu Comitetul Consultativ pentru a sprijini Comitetul Consultativ Independent și Comisia de Verificare a Procurilor Extraordinari în îndeplinirea mandatelor lor. Aceste reforme sunt de asemenea esențiale pentru integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, o aspirație confirmată de referendumul istoric al Moldovei pentru aderarea la UE. Aș dori să felicit guvernul și poporul Moldovei. Astăzi, prin lansarea acestei inițiative, facem un alt pas în construirea unui sistem de justiție mai eficient, accesibil și responsabil. Acest proiect, finanțat generos de Suedia, continuă colaborarea de lungă durată dintre Suedia și IDLO în promovarea statului de drept, a drepturilor omului și a guvernării democratice. După cum ați auzit de la doamna ministră și de la doamna ambasador, scopul este îmbunătățirea eficienței sectorului de justiție, promovarea unei încrederi mai mari din partea publicului și să ofere putere societății civile pentru a monitoriza activ corupția. Prin promovarea digitalizării, transparenței și implicării civile, proiectul va contribui la un sistem de justiție mai echitabil, mai accesibil și mai transparent. Partenerii noștri în acest efort includ Ministerul Justiției, Institutul Național de Justiție, Autoritatea Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție și Uniunea Administratorilor Autorizați, precum și societatea civilă din Moldova. Sunt încrezătoare că, lucrând împreună, vom face progrese durabile în construirea unui sector de justiție modern care susține cele mai înalte standarde de integritate și transparență. Angajamentul Moldovei față de reformă, sprijinit prin colaborarea internațională, transmite un mesaj puternic. Justiția trebuie să fie accesibilă, echitabilă și bazată pe principii care întăresc și unifică societățile noastre. IDLO este alături de Moldova și de toți partenerii noștri în acest demers. Așa că vă mulțumesc încă o dată, doamna ministră, doamna ambasador Fried, și o mulțumesc și partenerilor noștri. Sunt foarte entuziasmată de ceea ce vom realiza împreună și aștept cu nerăbdare un parteneriat de succes. Vă mulțumesc! Thank you, Madam Beagle, for your valuable organizații internaționale pentru dezvoltarea dreptului în sprijinirea reformei justiției atât la nivel global, cât și aici, în Republica Moldova. Acum, vă rog să nu părăsiți locurile, invit distinșii noștri invitați să participe la o scurtă sesiune foto pe scenă pentru a marca acest moment important de lansare a proiectului. Acum vom începe această sesiune cu o prezentare succintă a proiectului, după care vom avea o discuție cu reprezentanții instituțiilor parteneri pentru a înțelege mai bine contribuția fiecăruia în acest efort comun. Dar între timp, invit partenerii la acest panel să ia locul.
Proiectul Promovarea Integrității și Transparenței pentru un sector de justiție modern urmărește reducerea corupției prin urmărește obiectivul. Obiectivul reducerea corupției prin implementarea de inițiative și transformări digitale în instituțiile cheie din sectorul justiției, asigurând astfel transparența și integritatea proceselor. Totodată, proiectul încurajează implicarea activă a societăților civile în activitățile de combatere a corupției, sporind astfel responsabilitatea instituțională și încrederea publică. Proiectul se aliniază strategic cu obiectivul numărul 8 din Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, și anume crearea unui sistem de justiție echitabil, transparent și independent. Cu obiectivul numărul 4 din Strategia de Transformare Digitală a Moldovei 2023-2030, obiectivul numărul 4, crearea unui stat digital eficient, inteligent și transparent, și cu agenda de asociere a Uniunii Europene, care prevede consolidarea guvernanței, combaterea corupției și promovarea cooperării cu societatea civilă. Proiectul urmează să fie implementat pe o perioadă de 40 de luni, cu un buget de aproximativ 5 milioane de euro. Rezultatele așteptate în cadrul acestui proiect sunt sporirea transparenței și eficienței prin intermediul proceselor optimizate și digitalizate în cadrul instituțiilor de justiție, consolidarea implicării societății civile, societatea civilă și tinerii implicați activ în monitorizarea corupției și îmbunătățirea încrederii publice, un sistem de justiție transparent, echitabil și accesibil, sprijinind integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Partenerii cheie a acestui proiect sunt Ministerul Justiției, Uniunea Administratorilor Autorizați, Autoritatea Națională de Integritate, Institutul Național de Justiție, Centrul Național Anticorupție și societatea civilă. Fiecare partener al acestui proiect aduce o expertiză și un angajament unic în sprijinul obiectivelor noastre. Am plăcerea de a o invita pe doamna Stella Braniște, secretar general de stat în cadrul Ministerului de Justiție, să ne împărtășească perspectivele sale despre importanța acestui proiect. Doamna Braniște, aveți cuvânt. Mulțumesc! Bine. Bună ziua tuturor! De numele Ministerului Justiției și al meu personal, întâi de toate, vreau să zic mulțumesc și să exprim în altă apreciere atât reprezentanților Regatului Suediei, cât și Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Dreptului, pentru că sunt parteneri fideli ai sectorului justiției de timp bun, pentru că ne ajută să fortificăm și să implementăm cu succes proiectele din sectorul justiției, dar și să sporim capacitățile actorilor din sectorul justiției. Și dacă vorbesc despre parteneriate, nu cred că este o problemă și mi-ar place să reiterez și să vorbesc, să pomenesc despre câteva din proiectele care chiar astăzi sunt în proces de implementare. Vorbesc despre un proiect implementat de către Regatul Suediei care ține de fortificarea capacității sau consolidarea sistemului de justiție în Republica Moldova, beneficiar fiind Ministerul Justiției, iar beneficiarul final chiar Centrul de Expertiză Judiciară, care este subordonat Ministerului Justiției. Un alt proiect care este în plin proces de implementare și la fel este implementat grație suportului Suediei, ține de consolidarea resursei umane în cadrul sistemului penitenciar și de probațiune. De asemenea, vorbind despre Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului, ei sunt pe piața din Republica Moldova de ceva timp bun și de atunci au reușit să promoveze deja proiecte, așa cum vorbea și doamna director general, de mediere și arbitraj, practic primele capacitări în materie de mediere au fost asigurate grație IDLO-ului aici în Republica Moldova pentru experți. Astăzi vorbim despre o soluție tehnică nouă, Registrul Profesiilor Juridice, care este iarăși implementat cu suportul IDLO-ului. La activ este și participarea IDLO-ului în procesul de evaluare a judecătorilor și procurorilor.
tinerilor, fiind parte la una din comisiile care realizează acest exercițiu. Deci, proiectul care practic se lansează astăzi este un nou răspuns a regatului Suediei, cât și ai de la oului, la o necesitate sau la niște priorități setate de ceva timp bun de Ministerul Justiției pentru sectorul justiției și vorbesc de digitalizare, proiectul care va fi implementat ne va oferi expertiză, asistență, dotări, bineînțeles, și astfel ne va ajuta, avem toată siguranța, ne va ajuta să avansăm în implementarea practic standardelor noastre de bună guvernanță pentru a asigura un acces la justiție și pentru a valorifica toate serviciile care sunt acordate de liberii profesioniști din sectorul justiției. Deci, practic, subiectul digitalizării aș putea să zicem că este unul în trend de ceva timp bun, pentru că ultimii ani ne-au demonstrat că digitalizarea este un subiect actual și acest lucru se datorează grație unor factori atât de ordin tehnologic cât și social. Deci, practic, ceea ce ne propunem este să asigurăm o digitalizare complexă a sectorului justiției, iar primii pași considerabili vom face și vom parcurge grație acestui proiect. Exact cum vorbea doamna ministru anterior în discursul dumneei, la început de 2024, cu suportul Oficiului Băncii Mondiale aici în Republica Moldova, a fost lansat un studiu care a evaluat modul în care sunt utilizate soluțiile tehnologice în sectorul justiției. Noi avem deja la bază acest studiu și mulțumită proiectului pe care ne-l propunem să-l implementăm împreună cu partenerii, vom realiza din recomandările care au fost setate în acel studiu. Deci, ca să exemplific ce ne propunem noi să realizăm împreună cu IDLO și cu partenerii noștri din Regatul Suediei. Întâi de toate, prioritatea zero actualmente în materie de digitalizare în sistemul justiției este elaborarea unui document de programare sau unui document de politici care va avea o abordare transversală a tuturor necesităților din sector. Noi ne propunem să-i antrenăm în acest proces pe toți actorii din sectorul justiției. Mai nou, procesul nostru de integrare și dialogul pe care îl avem cu Comisia Europeană a reliefat necesitatea de a prevedea la această etapă modificări de cadru legal, dar și creieri de soluții tehnice care urmează a fi puse la dispoziție nu doar actorilor din sectorul justiției, dar și tuturor justițiabilor. De aceea, planul respectiv pe care ne-l propunem și practic aș putea să zic că la această etapă în un proiect de document este deja elaborat, planul va avea o abordare sistemică a tuturor necesităților din sistem și grație proiectului vreau să cred că noi la început de 2025 vom avea posibilitatea să începem lansarea acestui document. De asemenea, în marja proiectului ne propunem să avem creat un consiliu de coordonare a proceselor de digitalizare, iar acest consiliu care va fi creat pe platforma Ministerului Justiției tocmai va avea misiunea să asigure o monitorizare corespunzătoare a planului, dar și o monitorizare a proceselor care se vor realiza sub umbrela acestui document. Practic, ar trebui să fie un răspuns de formă de bună guvernanță a proceselor în domeniul digitalizării sectorului justiției. Mai nou, guvernul a aprobat, așa cum a fost de altfel menționat în primul panel, o hotărâre prin care va fi instituită o nouă agenție, o agenție de asigurare a digitalizării și administrării instanțelor judecătorești. Este, dacă doriți, o formulă mai nouă a unor entități care astăzi sunt încă în subordinea Ministerului Justiției, doar că ele vor avea o haină nouă și respectiv vor avea și o misiune, un mandat nou, mult mai cuprinzător, iar proiectul ăsta vine și ne propunem să vină să capaciteze colegii care astăzi sunt parte a entităților respective, iar și cei care vor fi angajați în noua structură creată de către Ministerul Justiției.
Ce ne mai propunem în procesul de implementare a proiectului este într-adevăr consolidarea capacității uniunilor administratorilor autorizați. O atenție sporită este acordată în marja proiectului creării resurselor tehnice astfel încât procesele care au loc la nivel de Uniune să fie mult mai transparente, adică acel registru care va oferi informații despre toate procedurile de insolvență care astăzi sunt inițiate, ceea ce o soluție tehnică nouă, care de altfel va fi și un răspuns la procesul de transparență. Ori, dacă vorbim despre transparență, vorbim în primul rând despre o creștere a încrederii în actul de justiție și în activitatea actorilor din sectorul justiției. Iar acesta este, de fapt, obiectivul central a tuturor politicilor promovate de Ministerul Justiției. O mulțime de alte activități sunt astăzi desfășurate împreună cu parteneri de către Ministerul Justiției și ele toate conțin segmentul digitalizării. La un moment dat, ele toate vor fi cuplate la acel document de care vă vorbeam. Vreau să-mi urez colegilor mei din cadrul Ministerului Justiției, partenerilor care astăzi se angajează într-un nou proiect, mult succes. Trebuie să recunoaștem că sunt foarte multe priorități și vreau să cred că noi vom reuși eficient să le realizăm în marja proiectului pe care îl lansăm astăzi. Succes nouă tuturor și vă mulțumesc din nou pentru deschidere, așa cum spunea doamna ministru, și rapiditatea cu care s-a ajuns la soluția de a oferi răspuns unei priorități sectoriale astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Braniște, pentru suportul oferit și pentru angajamentul Ministerului de Justiție în acest exercițiu și într acest drum care urmează să-l parcurgem împreună. În continuare, am plăcerea de a invita pe doamna Carolina Catan, președintele Institutului Național pentru Formare în Managementul Crizelor din cadrul Uniunii Administratorilor Autorizați. Doamna Catan, să ne vorbească despre sprijinul care urmează a fi oferit către Uniunii Administratorilor Autorizați. Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua, mulți stimați domni și doamne, mă numesc Carolina Catan, sunt președintele Institutului Național Management Anticrize pe lângă Uniunea Administratorilor Autorizați. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru apelul și lansarea proiectului privind crearea registrului cauzelor de insolvabilitate, care din punctul meu de vedere în calitate de practician este foarte necesar, anume pentru consolidarea profesiei de administrator autorizat și la transparența, eficientizarea activității administratorilor și transparența în actul de justiție. Deci, profesia de administrator autorizat are un rol esențial, anume în promovarea integrității, transparenții pentru sectorul de justiție modern în Republica Moldova, având un impact direct asupra economiei și încrederii publicului în stabilitatea sistemului juridic. În contextul reformei, modernizării sistemului de justiție, administratorul autorizat, în primul rând, contribuie la promovarea transparenței financiare și juridice. Deci, administratorii autorizați au responsabilitatea de a gestiona, de a supraveghea toate procedurile de insolvabilitate într-un mod transparent, oferind informații corecte, complete, despre situația financiară atât a debitorilor insolvabili, cât și situația financiară a companiilor aflate în dificultate, dar care, față de care încă nu au fost deschise acele proceduri de insolvabilitate. Acest lucru previne, în primul rând, manipularea fondurilor, elimină conflictele de interese și contribuie la reducerea corupției. Transparența în aceste proceduri sporește încrederea publicului în sectorul justiției și în modul în care sunt gestionate problemele financiare într-un mod complex. Totodată, administratorii autorizați contribuie la consolidarea integrității în cadrul sectorului justiției prin acțiunile sale, deci sprijină o cultură a responsabilității profesionalismului în justiție. Anume, administratorii autorizați au obligația să acționeze în interesele tuturor participanților în cadrul procesului, atât în interesele debitorului insolvabil, cât și în interesele creditorului, inclusiv asupra persoanelor vizate sau angajate a debitorilor insolvabili, cum
vor fi angajații acestora. Astfel, ei devin modele de integritate, contribuind la prevenirea abuzurilor și a favorizării unor grupuri de interese. Administratorii autorizați contribuie la protejarea interesului public, în primul rând, și a stabilității economice. Deci au o misiune esențială de a ajuta companiile aflate în dificultate, fie să-și restructureze datoriile, fie să-și lichideze activele într-un mod corect și transparent. Anume, prin intervenția lor, aceștia pot salva locurile de muncă, pot proteja interesele creditorilor și pot reduce pierderile economice. Într-o economie în tranziție, oferă o stabilitate economică vitală pentru dezvoltarea pe termen lung și pentru menținerea unui climat de afaceri sigur și predictibil. Este necesar de remarcat anume contribuția la reformele de modernizare a sectorului justiției a administratorilor autorizați. Anume, rolul administratorului în modernizarea sistemului de justiție este esențială, pentru că aceștia contribuie la aplicarea reformelor, asigurând alinierea cu standardele internaționale și cu bunele practici din domeniul insolvabilității. Acest lucru sprijină eforturile Republicii Moldova de a se integra mai profund în structurile europene și de a crea un sistem juridic modern bazat pe corectitudine și responsabilitate. Deci, reieșind în cele menționate, este necesar de reitera că anume profesia de administrator autorizat are un rol cheie în crearea unui sector de justiție modernă, transparent și integru în Republica Moldova, fiind un pilon important al reformelor menite să asigure economie stabilă și o societate bazată pe încredere, respect și lege. Deci, încă o dată țin să mulțumesc organizatorilor evenimentului de astăzi și sper că am adus lumină în necesitatea creierii, lansării proiectului și creierii acelui registru a cauzelor de insolvabilitate care va oferi transparență publicului din Republica Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Catan. Într-adevăr, urmează o colaborare fructuoasă cu Uniunea Administratorilor Autorizați, dar și sperăm că această inițiativă va spori eficiența Uniunii Administratorilor Autorizați și altor actori care interacționează cu administratorii pentru a crește standardele de integritate și transparență. În continuare, îl invit pe domnul Lilian Chișca, directorul al Autorității Naționale de Integritate, să ne împărtășească viziunea ANI asupra acestui proiect și rolul pe care îl are în consolidarea integrității. Domnule Chișca, vă rugăm să luați cuvânt. Bună ziua la toți! În primul rând vreau să mulțumesc Guvernului Suediei, ambasadei în special și proiectului IDLO pentru oportunitatea de a fi beneficiarii acestui proiect și a contribui prin prisma activității pe care o desfășoară Autoritatea Națională de Integritate la realizarea reformelor și obiectivelor pe care le are țara. Vreau să menționez că, și să mă repet ce a spus și doamna ministru, că într-adevăr discuțiile cu proiectul au fost nu de mult și în foarte scurt timp realizarea acestuia a fost posibilă prin atragerea ca parteneri și aici vreau încă o dată să mulțumesc, fiindcă noi am înaintat anumite cerințe partenerilor dezvoltare în cadrul platformei, la unele din care ne s-au dat curs, unele din altele nu am avut foarte multe oferte. Însă, prin intermediul proiectului, am avut discuții și s-a dat curs la a satisface necesitățile autorității și aici mă refer că posibilitățile digitale avansează de zi cu zi. Noi, la moment, avem un soft elaborat în anul 2016, care considerăm noi că deja este puțin învechit și prin prisma proiectului urmăm să realizăm obiectivul de a obține un soft automatizat de calculare a diferenței substanțiale, fiindcă, până la moment, cu regret, inspectorii noștri fac tot acest lucru manual, dar sperăm noi că digitalizarea va oferi celeritate proceselor și va atinge rezultate scontate. Aici vreau să dau
asigurări că atât eu cât și întreaga echipă ANI va fi alături. Mulțumim pentru deschidere și noi vrem să fim acei parteneri de încredere prin care să aibă de câștigat și statul pe urma reformelor implementate și pe urma obiectivelor obținute, atât și partenerii de dezvoltare care să vadă rezultate pentru ce vin, pentru ce ne ajută și care este rezultatul scontat. Eu vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Chișca, pentru perspectiva valoroasă și pentru contribuția dumneavoastră. Într-adevăr, Autoritatea Națională de Integritate joacă un rol important în promovarea integrității. Acum aș dori să o invit pe doamna Tatiana Casian, șefa secției ei instruire din Centrul de Informații Juridice în cadrul Institutului Național de Justiție, să ne vorbească despre activitățile și contribuțiile proiectului la obiectivele Institutului Național de Justiție. Doamna Casian, aveți cuvântul. Bună ziua, distinsă asistență! Sunt onorată să reprezint Institutul Național al Justiției la acest eveniment important de lansare a unui nou proiect care vizează consolidarea integrității și a transparenței sistemului judiciar. Este, de fapt, un deziderat care se aliniază perfect cu misiunea Institutului Național al Justiției, cea de a asigura, de a forma profesioniști care să servească actul de justiție cu devotament, cu integritate și cu excelență. Fiind responsabil de formarea viitorilor judecători și procurori, judecătorilor și procurorilor în funcție, precum și întreg personalului judiciar din sistem, avem datoria de a fi flexibili, de a ne adapta constant la cele mai recente evoluții și de a furniza formări la cele mai înalte standarde, mai ales că ne aflăm într-o perioadă în care schimbările tehnologice și cele sociale sunt mai dinamice ca niciodată. Integritatea și transparența în justiție nu sunt niște idealuri abstracte, dar sunt fundamentul oricărei societăți democratice, iar îmbunătățirea acestor aspecte necesită o abordare sistemică, în centrul acestei abordări fiind desigur că formarea judiciară. Depunem toate eforturile la ING pentru a oferi formări de calitate care să încurajeze o cultură a responsabilității și a transparenței și cu sprijinul acestui proiect vom avea ocazia să aducem schimbări esențiale, inclusiv în modul de formare a profesioniștilor din sistem. Un element inovator din proiect și vă mulțumim foarte mult pentru deschiderea de a-l include în acest proiect este introducerea modulelor e-capsulă. Acestea vor fi anumite sesiuni de formare foarte scurte, concentrate pe subiecte specifice și relevante actuale, care vor oferi soluții practice și eficiente, un acces rapid la informații juridice esențiale și actualizări legislative pentru personalul judiciar, având în vedere că sistemul judiciar, prin natura sa, este unul în continuă schimbare și se confruntă adesea cu cerința de a înțelege rapid noile prevederi sau reglementări. Modulele e-capsulă vor optimiza nu doar timpul, dar și resursele disponibile, făcând procesul de învățare mult mai eficient și mai adaptat la nevoile reale. De asemenea, ne bucurăm de angajamentul partenerilor noștri pentru susținerea inclusiv a unei culturi a sănătății mentale în rândul profesioniștilor din domeniul juridic. Într-adevăr, este un domeniu cu o presiune, ce implică o presiune extraordinară, cere decizii complexe, operează de multe ori în termeni limită stricți și în contexte emoționante dificile. Vă mulțumim că pe lângă dincolo de cunoștințele juridice, puneți accent și pe personalitatea celor care aplică legea. Prin studiul care este prevăzut în proiect de a se implementa asupra sănătății mentale a cadrelor din domeniul juridic, vom putea, într-adevăr, identifica factorii de stres, riscurile asociate și vom putea implementa strategii de prevenire și de sprijin. Colaborarea noastră cu partenerii de dezvoltare reprezintă o oportunitate de a moderniza și de a optimiza procesele în cadrul Institutului. Vă mulțumim în mod deosebit Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Dreptului și Agenției Suedeze de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare pentru deschiderea dumneavoastră de a implementa toate inițiativele Institutului. Sunt convinsă că această colaborare va avea un impact semnificativ
semnificativ și vă asigur de întreg angajamentul Institutului de a implementa proiectul respectiv. Vă mulțumesc și vă doresc ca împreună să avem succes în implementare. Vă mulțumesc, doamna Casian, pentru implicarea Institutului Național de Justiție și pentru eforturile continue în formarea profesioniștilor integri, etici și rezilienți din domeniul justiției. Acum o invit pe doamna Lidia Chirioglu, director adjunct al Centrului Național Anticorupție, să ne împărtășească viziunea dumneiei și inițiativele proiectului pentru Centrul Național Anticorupție. Doamna Chirioglu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Astăzi am deosebită onoare de a vă saluta aici, la acest eveniment de lansare a proiectului Promovarea Integrității și Transparenței pentru un sector de justiție modern, ce reprezintă indubitabil un pas important în consolidarea sectorului justiției în Republica Moldova. Promovarea integrității și a transparenței prin intermediul prevenirii și combaterii corupției nu este altceva decât un obiectiv primordial pentru țara noastră, în special în contextul în care am fost selectați în calitate de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Iar progresele Republicii Moldova în lupta împotriva corupției și prevenirea corupției vor fi monitorizate destul de aproape. Eradicarea acestui flagel nociv devine astfel un obiectiv strategic în procesul de realizare a dezideratului primordial al țării noastre, și anume integrarea europeană. Centrul Național Anticorupție este o verigă, de fapt, foarte importantă în cadrul acestui proces, fiind autoritatea publică autonomă care este specializat în prevenirea și combaterea corupției. Ținând cont de specificul și complexitatea activităților desfășurate de către Centrul Național Anticorupție, sprijinul partenerilor de dezvoltare este deosebit de important pentru instituția noastră. Suntem profund recunoscători Agenției Suedeze pentru Dezvoltare, Cooperare Internațională și Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Dreptului și pentru inițierea proiectului Promovarea Integrității și Transparenței într-un sector de justiție modern, ce va spori cu siguranță capacitățile instituționale ale Centrului Național Anticorupție. În acest context, le mulțumim partenerilor noștri pentru confirmarea suportului în vederea realizării unor necesități importante. Ținând cont de cele expuse, vreau încă o dată să reiterez ferma convingere că în acest proiect, cu astfel de parteneri de dezvoltare, vom contribui la sustenabilitatea integrității în Republica Moldova, în conformitate cu cele mai înalte standarde europene. Vreau să vă menționez că, având astfel de parteneri de dezvoltare, noi vom putea toate provocările să le transformăm în oportunități. Vă mulțumesc foarte mult și succes nouă în continuare! Vă mulțumesc, doamna Chirioglu, pentru dedicarea dumneavoastră în combaterea corupției și promovarea integrității în Republica Moldova. Acum aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezența și interesul dumneavoastră astăzi participând la acest eveniment și pentru implicarea activă în acest proiect a partenerilor noștri. Recunoaștem că urmează un drum lung și poate pe alocuri provocător, dar totuși suntem încrezători că printr-o colaborare fructuoasă și comunicare eficientă avem șansa să aducem o schimbare semnificativă și de durată în justiția Republicii Moldova. Suntem deschiși să colaborăm cu toți partenerii interesanți pentru a asigura că resursele și eforturile noastre sunt direcționate eficient, evitând duplicarea activităților și concentrându-ne pe ceea ce este într-adevăr important, necesar și să fie un lucru eficient pentru atingerea obiectivelor comune. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezență și vă urez o zi frumoasă în continuare. Acum vă invit să continuăm discuțiile într-un format mai informal, într-un cadru mai informal, și avem pregătit prânzul în zona de dining, unde și a fost